Operațiune contra cronometru. 92 de migranți au fost salvați de pe o barcă desumflată ce plutea în Marea Mediterană. Mulți dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Nava ambulantă Ocean Viking, închiriată de un ONG italian, a reușit să salveze cei 92 de migranți aflați în pericol să se scufunde. Barca pneumatică pe care aceștia se aflau era supraîncărcată și dezumflată, notează reprezentanții organizației. Mai mult, ONG-ul umanitar susține că pe ambarcațiune se aflau și 9 femei și aproximativ 40 de minori, ce nu erau însoțiți de vreun adult. Cei mai mulți dintre migranții aflați pe barca pneumatică sufereau de forme ușoare de hipotermie. Salvatorii au decis ca aceștia să primească îngrijiri medicale de urgență. Autoritățile italiene au alocat pentru debarcare portul Salerno, aflat la aproximativ 800 de kilometri de zona în care au fost găsiți migranții. ONG-ul italian se teme că viața celor salvați va fi pusă la grea încercare de vremea ce se înrăutățește. Centrul Mării Mediterane este cea mai periculoasă rută de migrație din lume, potrivit datelor furnizate de Organizația Internațională pentru Migrație. ONU estimează că în 2022 peste aproape 1400 de migranți și-au pierdut viața în zona respectivă.